Părinte, ne puteți spune care este pilda vameșului și a fariseului? A semnificația primei săptămâni a triodului. Deci trebuie să înțelegem un lucru. Avem societatea împărțită în două categorii. Eu, dacă ar fi să aleg după ceea ce spun exegeții, aleg cele două variante. A părintelui Cleopa, foarte frumoasă, să înjugăm faptele fariseului cu smerenia vameșului. Aleg varianta părintelui Petroniu Tănase, care vine și spune să înjugăm rugăciunea vameșului la faptele fariseului și să punem lacrimi peste ele, dar mă voi duce la lumea reală, pentru că dacă citem din Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă citem din Vasilii cel Mare, din mari exegeți care au tâlcuit Evangheliile, oamenii, vă spune, a fost în vremea aceea și chiar adeseori întâlnim această expresie. Lasă-mă, părinte, astea sunt povești în vremea aceea. Nu e în vremea aceea. Avem în biserică două categorii de oameni, falși și mai puțin falși. Sau avem oameni vrednici și oameni prefăcuți. Ei, fariseul este categoria de oameni pe care o vedem noi în campanii electorale, în sărbători, în ramuri, în adunări importante. Și pilda vameșului și fariseului este reflectată foarte frumos, nu în ea în sine. Acolo e simplă. Este reflectată în pilda lui Zacheu vameșul, la mare artă. Ce spune Iisus vameșului? Vreau să mănânc în casa ta. Și cu cine se adună vameșul la masă? Intra femeia de servici, sluga, încărcătorii sau vămuitorii? Nu. Lumea bună. Și atunci, automat, fariseul îl găsești totdeauna în față. Domnul cu tare, domnul cu tare, domnul cu tare, domnul cu tare, domnul cu tare. Deci, ar vrea să spun această pildă, nu te cocoța în față și o fă pe interesantul, nu te cocoța în fața Sfântului Altar și o fă pe importantul, cu oricâte slavă ți s-ar da înaintea lui Dumnezeu, ce spune Hristos, vai, vouă morminte văruite. Nici voi nu intrați în rai, nici pe alții nu-i lăsați. Țineți cheia împărăției celor. Puneți sarcini pe umile altora. Vai vouă, cărturași, farisei, fățarnici, mustră. Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de la Matei, de li sare fulgi. Și de ce spun lucrul ăsta? Acest vameș are două comparații. Una, mulțumescu-s că nu sunt ca ceilalți oameni. Deci, ierarhizarea socială, că eu mi-s Bill Gates, că eu mi-s nu știu care, că-s miliardarul cu tare, că-s omul de știință cu tare, că-s aeronautul cu tare, că-s nu știu cine. Nu. Înaintea lui Dumnezeu, toate sufletele sunt la fel. De aceea avem în taina morții, când citim rugăciunea din mormântare unui om. M-am uitat în urma mea și am văzut oase goale și țărână. Și mă întreb, cine-i bogatul și cine-i săracul? Cine-i ostașul și cine-i împăratul? O clipă și moartea toate le rămâne. Deci purpura, martea, visonul, distracția, plăcerea, n-au buzunare la sicriu să le iei cu tine. Te-ai dus doar cu ce ai făcut pe pământ, cu tine însuți, cu faptele tale. Deci asta trebuie să-i amintim fariseului. Mulțumesc că nu-s ca toți ceilalți oameni. Da, poate n-ai fost votat, poate n-ai putut avea bogăția, poate n-ai avut părinți care să te ducă la Sorbona, poate n-ai fost fiul, să spunem, securistului cu tare sau ministrului cu tare, să poți face o școală bună în străinătate, ai fost un fiu de țăran care-i mulți vaca și ai săpat pe ogor, ai avut tu minte, dacă nu te-a promovat nimeni, cum spunem noi, și nu te-a ajutat, nu ți-a dat un șut ca să te împingă undeva, nu ești nimeni. Așa s-a creat Iorga, așa s-a creat Eminescu, așa s-a creat Coșbuc, așa s-a creat toată lumea bună, deci care s-au ridicat din plebea de jos, nu? Din lumea simplă. Oamenii simpli au născut oameni culți și ne mirăm acum că oamenii culți nu mai pot naște oameni simpli. Asta e marea taină. Aici e ruptura. Deci cum a putut oamenii fără carte să nască genii, ingineri, doctori? Povestea, dacă l-ați văzut pe ăsta nostru, botoșăneanul ăsta, ce operează pe creier, chirurgul ăsta, bătrân, are vreo aproape 80-90 de ani, nu știu cum îi spunea, Dănăil, care a plecat cu papușii rupți la facultate și e cel mai mare neurochirurg pe Europa și o somitate. Și ce spunem? N-aveam câteodată nici ce mânca. Ei, oare cum de acum din lumea asta cu birou și cu copii crescuți și școliți cu pian, cu limbi străini, nu este un om modest, un om frumos, un om de geniu? De ce? Pentru că sunt niște artificii. Ăsta e fariseu. Deci de asta trebuie să ne ferim. Iar dacă luăm duhovnicești, avem și noi un fariseu.
cum mă îmbrac, cum mă parfumez, cum mă uit, ce loc am în biserică, cine sunt, cu cine vorbesc, pe cine resping, pe cine nu bag în seamă, pe cine flituiesc, de cine mă degă. Nu, nu, nu discuta acolo că e de joasă speță. A, nu, nu-ți împăta imaginea, ăla e un om din nimic. Asta e fariseul. Dar noi, fariseul e în noi. Că dacă noi ne uităm un pic la interiorul nostru și la slăbiciunile pe care le avem și noi ca oameni, el folosește niște expresii care tocmai le avea. Mulțumesc-ți, Doamne, că nu-s hrăpăreț mai ales ca acest vameș. De ce era considerat vameșul hrăpăreț? Era știut că în lumea asta comercială, în negustorii, tot timpul se înșală și se fură. Și avea o unitate de măsură. Adică vameșul ăsta, că totdeauna e un ticălos și un înșelător și un sperjur, eu nu-s ca el. În schimb, vameșul stătea în spatele bisericii, conștient de neputința lui, conștient că stă în fața proniei divine, conștient că Dumnezeu îl poate pierde într-o clipă, îl poate pedepsi într-o clipă, poate da socoteală. Și ce spune în fața lui Hristos când e față în față? Doamne, jumate din avere o dau la săraci, dacă am năpăstuit, întorc împătrit. Iar ăsta ce spune? Doamne, milostiv, fii mie păcătosului. Deci, recunoașterea vinei, asumarea vinei, înțelegerea vinei, este de fapt ceea ce trebuie să fim noi. Adică cine-i vameșul din biserică? Omul modest care îi pune un colăcel și un pahar de vin și pomenește un mort, omul care a prins o lumânare și stă cu minte în banca lui, omul care a scris un pomelnic de un leu și stă cu minte la liturghie, omul care, dacă vede cu unul mai împopoționat și într-o strană și el e bătrân, se pune acolo și stă în genunchi cum poate, nu-i zice ăla, bă, bătrân, la asta, știu că i-a spune, bă, dar tu nu te uiți cum arăți? Ca să închei cu vameșul frumos. Uh-huh. Era un preot într-o biserică și tot timpul îi venea un cioban la biserică. Cu hainele cam rupte, cu haina puțin mirosind a fum, cam peticit, cam sărac, cam transpirat, cam nespălat. Și sta cu minte la liturghie. Și oamenii s-au sesizat din jur și a spus, părinte, uitați-vă un pic la sărăntocul ăsta, cam cum intră în biserică. El nu poate să-și ia niște haine de ținut. El n-avea, chiar era cioban. El, când scăpa de la stână, fugea la biserică. Și azi așa, mâine așa, într-o zi îl cheamă preotul, una din gura lumii bune, că noi avem o imagine publică, spune el, domnule, te rog să te duci acasă și să-i spui lui Dumnezeu așa, Doamne, ție-ți place cum vin eu înaintea ta îmbrăcat? Ciobanul a zâmbit și duminica viitoare a venit la fel, a patra zi la fel, a cincea zi la fel, a șaptea zi la fel. Și preotul s-a enervat și a spus, de ce ești impertinent? Ți-am dat o temă pentru acasă. Să-L întrebi pe Dumnezeu de ce, cum ar trebui să vină un creștin în biserică. Ciobanul a tăcut discret și s-a mutat la altă biserică. Și într-o zi preotul îl întâlnește pe stradă și îi spune, nu te-am mai văzut pe la noi, pe la biserică. Am avut și eu motivul meu. Dar ai vorbit cu Dumnezeu? L-ai întrebat ce ți-am spus eu? Da. Și ce ți-a răspuns? Că în biserica ta nu este Dumnezeu. El nu trece pe acolo. În biserica ta e fală. În biserica ta e slavă. Acolo e mândrie, e părere de sine, e fățărnicie. Și un alt mare... Asta era un pastor, dar hai să spunem că e tot un preot, ca să nu vorbim, să nu o criticăm. În lumea bună, americană. În fiecare zi pleca cu maibacul lui la biserică, în slavă, dar cu oricine sta la masă, cu oricine povestea, cu oricine discuta, ca să avem și un fariseu perfect. Spunea, eu sunt învățătorul, misionarul celei mai mari comunități din orașul cutare. Am peste 10.000 de... Hai să mi se potrivească și mie. Băi, am cei mai mulți urmăritori. Ei, zis și făcut. Într-o zi, pe când pleacă de acasă, cu soția, văd un sărăntoc la marginea drumului și soția spune, oprește-i că ăsta e Hristos, să-l luăm cu noi. Bărbatul spune, știi că eu nu obișnuiesc să iau pe nimeni în mașină. Măi, nu poți în timp ce mergi spre casa de rugăciune să fie atât de absurd. Oprește și ia-l, eu îți poruncesc. Ăla, când se suie în mașină în spate, scoate două pistoale, unul îl pune la tâmpla soției și unul la tâmpla bărbatului. Și bărbatul a spus, iată ce face Hristos al tău. Și spune, dacă Dumnezeu a îngăduit asta, înseamnă că asta merită. Femeia chiar era convinsă că
asta e soarta, adică înțelegea ceva despre Dumnezeu. Și spune așa, opriți mașina, dați-vă jos, nu încercați să țipați, nu încercați să fugiți, că vă împușc pe amândoi. Femeia credincioasă spune, domnule, împușcă-mă pe mine, dar pe soțul meu lasă-l, că are nevoie lumea de el, el este misionar, învață, povățuiește lumea pe calea lui Dumnezeu. Cu atât mai mult am să te trimit înaintea lui Dumnezeu să te întâlnești cu el dacă îl iubești atât de mult. Și ăla îi spune, nu, nu poți face asta. În primul rând, eu sunt cel mai mare misionar de aici din zonă, am comunitatea cea mai mare, am casa de rugăciune cea mai puternică, sunt renumit și cunoscut oriunde, eu țin discursul peste tot, nu poți să ucizi un om ca mine. Îți dau câți bani vrei. Eu nu discut cu tine astăzi despre bani. Tu ești pregătit să mergi în rai acum să te întâlnești cu Dumnezeu pe care îl propovăduiești? Îți trec într-un cont $1,000,000, numai nu m-am pușcat. Femeia a zis, împușcă-mă pe mine, dar lasă-l pe el. Adică femeia gata de jertfă, da, n-avea nicio treabă. Și asta spune, dacă nu te liniștești, chiar te împușc, nu te băga. Tu stai în banca ta, ești femeie. Eu cu el am treabă. Și a spus, ești gata să mori pentru Hristos? Nu. Atunci ăsta a aruncat pistoalele și a început să plângă. Și eu l-am rămas șocat și a zis, omule, tu ești labil psihic, ce-i cu tine? Nu sunt labil psihic, dacă vrei, îți arăt că te împușc. Și ia pistoalele de jos și apasă pe trăgat și amândouă nu aveau cartuși, erau doar arme de omorât oameni, dar erau goale. Și zice, nu înțeleg de ce ai făcut tot jocul ăsta. Nu este adevărat. Căutam un om în mâna cui să mă încredințez, dar mi-am dat seama că și tu ești tot un fariseu. Te folosești de cuvântul lui Dumnezeu, tu nu trăiești pe Dumnezeu. Câți dintre noi suntem farisei? 80%, 90%. Deci, asta acum cei asta care ne urmăresc cu siguranță spun, nu, eu nu, clar nu. Dar dați-mi un exemplu de un gând, un gest, o faptă, cât de mărunt o facem și ne definește ca farisei. Vezi un om bolnav, bine că nu-s bolnav eu. Vezi un om sărac. E prost, nu știe să discurci. Vezi un om fără servici, n-ar decât să cauti. Vezi un om flămân, ce? Să întindă mâna, să facă ceva. Ce ăsta așteaptă de pomană? Să înțeleg că ori de câte ori judecăm, putem cădea în capcana asta. Nu putem cădea în capcană, suntem în capcană. Suntem ca în cursa de șoareci. Vedem gaura, dar nu mergem pe gaură. Noi mergem halandala, deci mergem aiurea. Pentru că gaura e făcută doar să intri, nu să-și iei.